probabil de film independent, anonim. Cine n-a auzit de anonim? Oh. Oh. Bună ziua tuturor! E foarte greu să vedem pe Dubrovnică, eu știa mai bine, îl rugam pe domnul Radu, era foarte bine ce a spus Marta înainte, pentru că e greu să vii așa ceva. L-am rugat eu să mai stea un minut, pentru că mi-ați luat o parte din speech, că m-am pregătit și eu, nu pe partea profesională, că nu despre festival, despre asta puțin pe două zile, trei. În momentul în care am auzit că o să fie și George Mihăiță, am zis să încep într-un limbaj pe care eu sunt de profesie economist, deci în principiu ar trebui să am un limbaj comun, să spunem așa, dar am încercat să-l schimb pentru că de 10-12 ani de cât fac meseria asta, mi s-a spus tot timpul că am un limbaj foarte direct, sincer și agresiv și cu regizori, actorii și oamenii foarte sensibili din limbaj, lucrul ăsta nu merge. Și am încercat să-l schimb și acum, de câteva zile de când am aflat că trebuie să vin aici, am încercat să-mi readuc aminte de cum se vorbește într-un alt limbaj, dar înainte de a trece la cifre, oricum eu le am, am și eu o declarație de admirație, vreau să spun de dragoste, dar nu știu dacă se poate așa, acum sunt foarte sensibil de aici. Dar mi-ați luat poate din speech că ați pomenit de reconstituirea. Dacă este cineva care a văzut reconstituirea și nu s-a îndrăgostit de George Mihăiță, nu știu ce să spun. Declarația mea este de mare admirație și de dragoste pentru dumneavoastră. Început de la reconstituirea și cu tot ce ați făcut după asta, tot respectul nostru. Vreau să mă uit la dumneavoastră când vă spun lucrul ăsta și la ediția 10-a de Anonimul, bineînțeles că o să fiți acolo, nu? Da, să răspunde cu da. Da! Și eu o să mă uit la Tiberiu, pentru că și eu o să fac așa. Nu o să vă țin foarte mult să vă povestesc despre festivalul de film. Oricum, am reușit pregătit să pot să fie organizată, se tot taie din Disney. M-am tot gândit în ultimele zile cum am făcut noi de 10 ani încoace să vindem acest festival, acest produs cultural. Noi, chiar noi organizatorii, vedem un produs care trebuie vândut în fiecare an. Noi am început acest festival acum 10 ani și în 2004 am luat hotărârea ca până când o să putem să facem prima ediție, primul produs să-l atingem, să-l știm, nu vrem să-l, sau am luat hotărârea să nu-l vindem, să nu încercăm să ne parteneriem cu nimeni, pentru că nu știam ce putem oferi. Și am avut și posibilitatea de a face lucrul ăsta. Fundația Anonim a ales să facă primul festival prin forțe proprii, astfel încât în al doilea an, când am venit la protecțiarii noștri parteneri, am știut despre ce vorbim și ce, mă rog, toate prezentările acelea, toate discuțiile au semănat foarte mult cu realitatea. Și cred că suntem foarte prin, adică, pentru mine e foarte important că suntem un festival care nu are parteneri de un an. Adică n-am dat o lovitură, noi ne-am părit bugetul, dar după aceea i-au dat el cu fugiții, parteneriatele noastre sunt pe termen lung și așa vrem să fie în continuare. Cred că ceea ce ne vinde cel mai mult acest festival este publicul. Sigur că este foarte numeros pentru domnul de acolo, care nu știe ce înseamnă Anonimul. Este vorba despre 4.000 de oameni care vin în fiecare an la Sfântul Gheorghe. E acolo departe, unde nu se ajunge decât cu parca. Îți lași mașina unde vrei de regulă și de adevărat acasă. Și mergi să te relaxezi, uiți de trafic, uiți de îmbrăcat în costum, uiți de griji de, mă rog, telefoanele sună și acolo în sală, dar asta cred că se întâmplă peste tot. Deci spuneam de vreo 4.000 de oameni care vin pe total pe săptămână, pentru că nu toată lumea poate să stea o săptămână în Delta, să zicem vreo 6-7.000. E vorba de un public captiv, cum îi spunem noi, pentru că spațiul geografic în care se împărtește este mare, campingul nostru, satul Sfântul Gheorghe și, bineînțeles, noaptea, toată noaptea filme. Este un public pe care noi îl considerăm cu o mare deschidere emoțională, să spunem așa, tocmai vă spuneam că și-a lăsat costumul și mașina acasă, astfel încât și mesajele potențialilor parteneri ajung la el mult mai simplu. Toți oamenii ăștia sunt adunați acolo într-un loc și sunt aduși acolo de o pasiune comună, sau cel puțin de o bucurie comună, care înseamnă filmul, așa cum probabil, da, o să vă spună și Cristian, ceea ce aduce oamenii la Sibiu este pasiunea comună pentru teatru, în cazul meu pentru film,
ceea ce cred că iarăși face ca mesajul, dacă este sincer și mai ales non-agresiv, să ajungă la ei mult mai, mult mai țepător, mult mai nișat. Avem un public foarte tânăr, ceea ce înseamnă și foarte deschis, are preocupări urbane diferite. La el se ajunge dacă încercăm să-i comunicăm lucrurile altfel, nou, ingenios, să începem să mergem și în alte locuri decât, să zicem, clasicele spoturi de brand care sunt proiectate înaintea figurii. Deși trebuie să recunosc că și acum, după 10 ani, mi se cere lucrul ăsta și proiecțiile de film încep cu spoturile clasice ale partenerilor noștri. Dar există și lucruri foarte, cum spun, altfel care au fost făcute la Anonimul. De exemplu, partenerul nostru Vodafone a înțeles că noi toți acolo suntem o comunitate. Sigur, punctual și pentru 7 zile. Și au încercat să se identifice cu lucrul ăsta și să creeze o legătură între noi, festivalul public și ei ca brand, folosindu-se de un loc comun. Și ce loc comun poate să fie îndreptă decât țânțarii. Și atunci s-au folosit de asta în comunicarea lor și se pare că asta a prins foarte bine. Mă rog, s-au folosit de localii și de ciopa de pește și foarte de alte lucruri pe care, iarăși, mă rog la domnul, poate că ar trebui să le afle dacă să vină vreodată la, la festival. Un alt partener al nostru, HP, a ales să facă un lucru de care se vorbește acum câțiva ani. Un lucru de care se vorbește și acum, a pus la dispoziția celor, nu știu, câteva mii din camping, o imprimantă care scotea fotografii. Oricine care făcea fotografii la festival putea să meargă acolo să le scoată, evident, gratis. Și anul acesta a venit, nu știu, Cristina știe povestea asta, anul acesta a venit cineva la mine și ne-a dat o fotografie cu Ken Loach, invitatul nostru din 2007, și a zis, uite, uite, a fost acolo la cortul HP și mi-am dat seama că dacă zicea cort, înseamnă că nu ajunsese mesajul foarte bine la el, dar am pomenit cuvântul, adică a pomenit brandul HP. Iar anul acesta, Ford România a ales să aducă și să planteze exact în mijlocul campingului o mașină, într-un loc în care, repet, nu există niciun fel de trafic, nu există niciun fel de mașină și iarăși spun cei de la Ford România, acest lucru a funcționat foarte bine. Probabil că m-a păsut la mine, a trebuit să mă apropii de încheiere, așa să trec peste câteva dintre punctele care cred eu că fac festivalul de film Anonimul și nu numai orice tip de eveniment serios care se ocupă de promovarea de film vandabil și o investiție bună și cu beneficii de ambele părți. Cred că este vorba despre durata și seriozitatea și respectul celui care organizează acest eveniment, în primul rând pentru public. Faptul că noi am plecat în primul an de la 700 de oameni pe care nici măcar noi nu știm cum i-am adunat și acum am ajuns la 4.000, de fapt în 3 ani aveam deja 3.000 de oameni care veneau acolo special pentru festival. Deci respectul nostru ca organizator pentru public și apoi respectul și seriozitatea noastră ca organizator pentru parteneri pe care, repet, îi dorim alături de noi ani buni ca să putem dezvolta, ca să putem construi împreună ceva care să arate așa cum a dat acum apropierea noastre de la festival. Mulțumesc mult de tot!